Salutare, sunt Ciprian de la Florăria Trias. Suntem în Sera din Băneasa. Am o plantă care mie îmi place foarte mult, se numește rododendron. Atenție, este un pic mai dificil de pronunțat așa. E o plantă care am primit-o din Grecia de data aceasta, cu toate că este specifică Belgiei. Este o plantă care crește în solurile acide din Belgia și de asta mare grijă în momentul în care o plantați să folosiți pământ pentru hortensie și rododendron. Este un pământ acidofil care îi păstrează calitățile solului original de unde crește. E o plantă iubitoare de lumină, dar nu soare chiar din plin. Dacă avem o zonă unde este mai mult soare dimineața, este perfect. Umiditate cât de mult posibil. Nu o lăsăm să băltească apa, să stea cu apă în vasul tampon sau să stea cu apă, să se acumuleze apa în zona de grădină. Însă trebuie totuși hidratată destul de des. Pământul să fie în permanență ușor umed. Acesta este plin de boboci care deja au început să deschidă. Avem aici o primă floare. La nivel de culori avem din toate culorile posibile, de la roz, ciclam, roșu, mov. Voi doar trebuie să specificați la comentarii ce culoare vă doriți și noi încercăm să vă găsim în paletarul care l-avem această nuanță. Este o plantă ușor de întreținut și cu siguranță vă veți bucura de ea în orice grădină. O găsiți pe florăria trias.ro sau în magazinele Florăriile Trias din București. Vă mulțumesc!